Oricât e bună, nu ar fi procedura, întotdeauna să se găsească breșe în sistemele de autentificare, astfel încât fiecare utilizator să creeze diferite conturi cu diferite adrese de e-mail, dacă adresa de e-mail e indicatorul. Dacă e vorba de autentificarea prin Facebook, nu este nicio problemă, el o să facă câteva conturi de Facebook și așa mai departe. Deci, cu adevărat, aici există o mare problemă în ceea ce privește modalitatea de autentificare și forumiștii, adepții Federației Rusiei sunt foarte și foarte prezenți.